Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit astăzi la un nou episod din Man of Medan. Astăzi o să continuăm să vedem ce puteți să facem. Ultima oară când ne-am întâlnit, noi am explorat acolo un vas abandonat, era scufundat, era acolo jos. Și sunt curios cum este povestea jocului, pentru că sunt foarte curios cum este și stai puțin mai să beau apă, să-mi iau o gură de apă. Numai o secundică să iau așa un strop. Și dacă cumva să spune că webcam-ul sau fața mea se vede mai luminoasă prin partea asta, habar, vine lumina de aici, nu este soare, efectiv e, nu e nimic, adică nu știu de unde dracu vine ta lumină, parcă zici că, nu știu frate, să-mi bag pula, știi, și o să fie bine, automat. Așa, cred că cumva mi-a resetat setările din nou. Brad, it was insane. It was like traveling through time. No shit. Well, it was like traveling through time and accidentally ending up in a dimension where the past is underwater and like everything is covered in barnacles and sharks. Sharks? It was a great reef. Hey, I thought it was pretty intense. Wasn't Conrad gonna get us some more beers after he helped Fliss? Maybe he decided, hey, I'll drink some, and then he got drunk. And since he was drunk, he forgot to bring it to us. And he just kept on drinking, and he drank all of it. Sounds like you've had some experience with this kind of phenomenon. Yeah, I've been studying it for years. I'll go look for him. Oh, we found a bullet lodged in the plane. Huh. Oh. I left it below deck if you want to check it out. Exact, asta am durat să investighez, mamă, și știu că poate mai ați văzut cu tricul ăsta de foarte mult timp, dar de-abia l-am luat. Serios. Something is Alex, up. Alex, you're like an open book with a 50-point font. I can read you from a mile away. Something's up. It's nothing. I'm oh, fine. Bullshit. You're like Monsignor Mopington over here. Ha, mă, spune ce s-a întâmplat. Are you happy? Da, oh, normal că yeah, sunt. Of course. Why would you ask me that? I guess I'm just kind of anxious about like our future. You know? What's next? Happy future, optimistic, păi normal. Think we've got a long and happy future together. I do. Really. You know, you're pretty much the best thing that ever happened to me. I love you. I love you, Alex. Oh, ce frumos. Ce frumos, bă. You know where everybody is? I'll go get him. Why don't you just chill out here? Da, cred că o să fie asta un episod de ăsta mai lung, pentru că jocul e foarte, foarte scurt. Iar cam vreo 3 ore și ar fi păcat, știi, să o lălăim atâta și cu ăsta. Adică nu prea-mi place să o lălăi așa foarte mult. Da, și se tălerau pe ultra, frate, în pula mea. Where the magic happens. On behalf of my family, I'd like to apologize for my brother acting like a horny fifth grader. Ah, it's okay. I can deal with children. Conrad, beers, where are they? Oh, yeah, the beers. I was just getting them now. Oh, băieții grei beau bere, mă. Așa, așa vă vreau. Ia stați puțin, numai o secundă, băi, să văd dacă setările mele încă sunt stabile. Normal, HDR, ok. Limit frame rate off, foarte bine. Off, 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 așa, F5-ul. Texture quality pe high. Shadows. Normal. Aș fi vrut să le țin pe low, dar pe asta e. Nu avem opțiune de low. Eu tot timpul le dezactivez pentru că mi se pare absolut inutile umbrele. Gândiți-vă cum arată în viața reală. All right. Now that everybody's here, let's take a look at the navigator's pad we found. Maybe we can figure out why the plane was out here. Where'd you put it? It's in your case. Okay, I'll go get it. Să poți hey. Să aprind ăsta ventilatorul că mor de răcu de cald și mai stau și îmbrăcat, știi? Adică ia, punem pe ăsta. Ia, ce naiba o fi asta cu aia? A, sunt pozele, mă, făcute din... a, de sub apă, am înțeles acum. Și acum, ce ar trebui noi să luăm de aici? Oh, asta a vor ceva, dar n-am fost atent. Oh, that's nasty, oh my god, cum arată e. Scary rău, dar trebuie să ne uităm la toate, frate. A, gata, asta a fost. Punem jos și să vă iați să vedem acum ce obiective avem noi, da? A, curent obiectiv. Nu spune. Hey,
Got the pad yet? Sorry, I got distracted. No worries. Let's go get it. Bine că te duci tu, frate. Bine că te duci tu. Și de-abia aștept să înceapă acțiunea propriu-zisă. Mama, dar jocul ăsta te ia, deci, din prima, deci... Let's go up. Te ia foarte tare, frate. Deci n-are cum să nu-ți placă. Deci e... Come here, you vixen. Fenomen. Easy, Tiger. We should get back. Right here. Ah, deci trebuia să iau căcatul ăla. De-aia m-am uitat pe... aparatul la foto. Nu ca bou. Mamă, ce poftă de bere am eu. Dar uitați ce am băut eu ala alter seară. Vedeți voi? Mamă, deci hey, îmi place sticla asta de bere. Se numește fast beer. Careful. If you did decompress too fast, then you should go easy on the beer. Alex, I'm fine. I think if I got the bends, I would know by now. Not always. Sometimes the bends can be super delayed. It could be hours or a day or two. The bends? Yeah, it's when you come up from a dive too fast. Oh, yeah, decompression sickness. Nerd. Dar crezi ce ți-e face rău dacă te duci așa de la sub apă? It's really serious. La suprafață? I get sick and die from decompression sickness every year. And that is why the good Dr. Conrad says drink them if you got them, because either you're fine or you're gonna want a little something to ease the pain. Julia, I'm telling you not to drink any alcohol right now. Oh, come on. Telling you? Take orders from this guy? Just drink a beer. Nah. Better stick, hai să bem apă. Mai bine, că cine știe ce se întâmplă. Mi-e cam frică, nu știu de ce. Manchurian gold. Who wants to find some sunken treasure? Yo! So what do you think, Captain? Mo ofer eu. Coordinates? Those are coordinates, all right. Maybe the plane's destination? You think we could get there by tomorrow? It takes a couple hours if the weather stays steady. Wow. Do you find anything else? There was a flight plan on board that seemed to indicate it was a rescue plane. Yeah, that makes sense. After the war, they turned long-range bombers into rescue planes. And then this plane must have been shot down because it was riddled with bullet holes. I found one lodged in the fuselage. Huh. And it was full of life rafts. Must have gotten shot. De atât de ciudat, știi, să am fiecare m-am pus acolo, pentru că eu de obicei sunt obișnuit să stau, știi, ascuns în fața, în spatele unui monitor, știi? Și acum când cineva mă urmărește, e așa ciudat. They were respectful. No, you did whatever you wanted. Whatever you took, it was too much. Opa, deja... Bă, frate, mă, nobody knows, ok. Ok, hai să ne cerem scuze, frate, probabil că așa a fost. N-am dat seama. Ok, I'm sorry, you're bitch. Right. We should have been more careful. That's not me, I'm sorry. Ok, maybe. I don't know you. You should have never gone down to that plane in the first place. It's bad luck. De ce you think you can scavenge down there and it makes no difference, but every single thing you bring back has an essence. It's like a ghost you invite to the surface. Here we go. Oh. Huh. E ca o fantomă care invizi la suprafață. You never think about much of anything. Well, maybe I never heard about such cool ghost stories. They're not cool ghost stories. Dar puteți să spun înainte să ne scufundăm. People drown in these waters and you have to respect their resting place. Damn straight. Brett, oh, aici are dreptate într-un fel. Right? Yeah, I heard a story. Happened right around here too. Let's hear it. We could all use a good show. Hai să auzim, frate. Let's hear it. I bet you can spin a good yarn. It's kind of messed up actually. Na, și că povestește din okay. Palul la Brazil Mondial cum a început totul. This story is true. And it happened right near here in an old lighthouse. Classic setup. Wait. True story? Where'd you hear this? If you need to know, it's ripped right from the rotting pages of the terrifying ancient in-flight magazine I was perusing on our way here. The lighthouse stood atop an atoll, isolated from the rest of the world, a lone beacon in the night, a sailor's respite. The lighthouse keeper would hear the waves pounding the rocky shore. One misty morning, he comes upon a woman, covered in blood. She's stumbling down the beach. He hurries to her aid and she falls into his arms, sobbing. As he hurries her back to the lighthouse, he asks where she's from. He doesn't waste any time. Smooth. He of the one-track mind. The woman answers, I live here, in the lighthouse. My parents are upstairs right now. Twist. Of course, the lighthouse keeper says, that isn't so. Of course, he's lived there alone for years. And the woman becomes hysterical and insists her parents are upstairs. So. They go to the top of the lighthouse, and there,
splayed out on the floor, is a man and a woman brutally murdered with an axe. Oh my god, că părinții, I mean, do people even use axes? Fetele acelea au fost omorâți, probabil. Clichés and all. Chopped up into little tiny giblets with an axe. Say nothing. Okay, so who did it? The woman says, it was my husband. And she turns to the closet, says, he's in there. Ah, yes, the husband. And that's why da, tot timpul trebuie să fiu un soț, frate, într-o poveste de asta de climă. So the lighthousekeeper creeps over to the closet, opens the door, and, sure enough, there's a man inside. Mort, probabil. He's cut his own throat. Am zis, am știut cu aia, am știut că era așa, ceva de genul ăsta. See the dead man's face in the dark. Closer. Closer. And he sees. It's his own face. And then its eyes bulge out. Mamă, ce poveste de groază. What the fuck was that? Super twist. Nice. Oh my god. Nice one, Squire. Cool story, wasn't scary. Pe asta apreciem totuși. Pretty cool. Nu știu dacă chiar a fost de la povestea asta sau a fost pe bune. Okay, you've all had your fun. We should all turn in, there's some weather hitting our way. No, because according to standard vessel regulation, we're all required one more beer before hitting the hay. What regulations are these? It's standard issue regulatory institutional protocol subdivision 1099. Uh-huh. Where'd you read that? The internet. Oh, so you found a website that tells you to drink beer under every circumstance. Frate, și acum se simte că nu sunt așa energic cum erau în alte clipuri. Trebuie să mă bucur foarte pe la 12, măcar 12 noaptea să fiu la somn, nici nebun. Nu, adevărul știi că se simte. Eu de obicei mă culc pe la 12, cam așa, știi? Iar acum m-am culcat pe la ora 2 și nu mai că simt așa că n-am energia, știi, aia mare, dă-mi bine să spar totul. Dar e ok așa, adică totuși vreau să filmez, vreau să văd care este povestea jocului și... Da, am citit pe internet că e bine să te cuci de la ora 10, știi, ca să te refaci complet, dar acum pe bune, cine naiba se cuci de la 10? Oh, what the fuck, oaie? Oh my... Băi, dar cine erau ăia? Stai puțin, cine erau tipii ăia de acolo, pa? Oaie, se... What the fuck, oaie, cine-i... talibanezul ăsta? Ia. Mamă, sunt sigur, oaie, pe bune, deci așa se întâmplă în orice film de groază. Când toți dorm, cineva vine cu o glugă pe cap. Dar cred că sunt aia de pe barcă, frate. Du! Olo. What the fuck, nu! Ah, shit! Ah, deci era tipul ăla, mă, deci era tipul ăla. Am înțeles. Care a venit de pe barcă, nu? Oh my, ce dracu cu aia? Cine sunt ăștia? Că stai că nu înțeleg. Mamă, de ce a capturat, frate? Mamă, ce prost sunt că ne-a... Mamă, dar sunt curios dacă puteam să-l salvez pe ăsta. Mamă, dar dobitoc să-l sâmbap. Mamă, de ce a prins pe toți cu aia, pe bune? Da, negru ăla e. Era sigur cu aia că ăsta e. Că s-au ofticat. S-au ofticat atunci. Mamă, ce jeguri de oameni. Dar ce așteaptă să găsească pe în vaporul ăsta? Ia. Ungheg. Hai că ți-a luat mustața dacă e. Mamă, cum o să fie? Mamă, deci de-abia știi să fie să... Mamă, sunt curios dacă o să scape de aici, frate. Ungheg, ai și pe asta, frate. Că poate o să ne folosească la ceva, nu știu. Mamă, ce nașpa e. Să-ți ia jumătate mustață. Ha, mă, dezlegați-mă și pe mine. E de cură. Mâncai mie cură să vin, mă. Mamă, ce pulă mare are ăsta. Sorry. You okay? I think so. Dar stai puțin, dar nu poate să-l bată.
Hey! Huh? Damn it! Stop it! Coi, ce nebă s-a întâmplat? Almost free. Asta e că se dezleagă tipa asta de aici. Că e cu cheamă Julia. Ce picioare sexy ai, fată. Vreau să-ți pup cracii aia tăi. Good news, bad news. Bad news? How's the other thing getting you worse? The bad news is these are kind of... Maybe the fisherman I pissed off earlier. Oh, god damn it, Conrad. Great, just great. And the good news? I recognize them. Wow. Wow, vă veste bună, știu. You're such an idiot, Jesus. What are they gonna do to us? Don't worry. They were gonna kill us. They would have done it already. I'm not just afraid about being killed. Nu, antai, frate. Hai să ne dezlegăm și după aia investigăm, frate. Adică măcar dacă vine să ne batem, frate, ca lumea. Asta, nu știu, așa zic eu, așa-și făcut. Dezlegăm și după aia pum, din stomac, așa. Oh, maule. A fătut morții, mă, de dar dobitoc sunt. Mamă, de ce să fiu atent la... Mama, dobitoc sunt. Nobody knows you're out here, little lady. You're all alone with us now. Let's make the most of it. You can go fuck yourself, you piece of shit. You're the little lady. Mamă, ce idee, de ce să ții mâna pe tastatură neapărat, pentru că apar conturile alea pe alea, așa, e random. Flipant. Oh, yeah. You know how to treat a lady, right? Mamă, ce idee. Oh, 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 gata, gata, nu, 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 gata, stop, 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 gata, 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 gata. I'm sorry, bro. I'm sorry. Stop. Please, just stop. Slow down. Easy. Please. Just stop, man. We'll finish with him later. Ok, hai să te comportăm frumos cu ei momentan, după care... Ha, mă, nu v-ați dezlegat încă, ce dracu? Finally! Julia, ok, acum trebuie să fii... Mamă, foarte atenție acum, fii atent. Ia, da, da. Mamă, coaie, am emoții, frate, mă jur, parcă sunt la examen. Pe cuvântul meu, domnul, nu ori așa mă simt. Ok, ok. E foarte bine că acum suntem dezlegați, pentru că o să-l dezlegăm și pe el. Am luat puține bătaie, dar o să-mi treacă cu coană. Wait, no! Alex! Stop it, let her go! Opa! You bastards! Mamă, coaie, dar ce neba fac asta? Shut the fuck up! Să-mi suși pula, bă! I don't think they're gonna hit her. They haven't hit Fliz. Mamă, coaie, deci se întâmplă, dar eu nu înțeleg, chiar atât de rău s-a supărat băiții aia pe noi? Did you see my brother? No. But I'm sure he's fine. These guys probably just want money or something. Alright. Turn around. Da, hai să ne mișcăm destul de repede, pentru că nu știi când se întorc ea. Dar mă mișcă totuși, n-au luat o inițiativă băiții aia când s-a întors. Acum nu știu de ce dracu mai ții mâna la spate, că oricum te-au văzut că te-ai ridicat. Ah, dar stai că asta nu știe, sau asta era. Fuck! Motherfuckers! Ce-a făcut? Hey, hey! Are you okay? What did they do to you? I'm fine. They didn't touch me. E bine. They asked about our
parents. Mamă, da, frate. Sunt ăștia, mă, vor să ne răpească și să primească bani pe ăsta, că gen să plătească părinților pentru răscumpărare, știi? Mamă, ce jiguri, doamne, cu aia, pe bune, se întâmplă treaba asta și acum? Deci asta erau, mă, frate, ăștia, dar mă juc că nu mi-am dat seama de la început. Mă, eu zic mai întâi, frate, să luăm ceva, să facem ceva, să-l bate, să-l prindem punul și să-i luăm gâtul. Eu așa zic. Și acum o să zic că X-o gertat și morții, măi, tii, Dragoș. Storm's 8 miles away. We came here on a boat. Maybe we can take it. Yeah. Yeah, it's a speedboat. The main guy here. He's got a gun. If we play our cards right, we can catch him by surprise. Take him out. If you can distract them, I can sneak. Nu, eu zic să fim așa inteligenți, frate, să ne... Furișem pe lângă ei, frate. I can get out through the window. We gotta break these off first. Mama, deja am emoții pentru că vă dați voi seama că dacă acum fac o mișcare greșită, suntem morți. Deci fiecare alegere contează, fiecare buton contează, deci ideea să nu greșesc cu nimic, asta e faza. Și nu știu dacă ce buton să folosesc, adică trebuie să fiu foarte rapid, știi? O, acum le-am pe tastatură. Hai, repede, mă, repede, că mă cac pe mine aici. Da. Sunt prost rău de tot coaie. Trebuie să fug în pula mea de idiot ce sunt. Trebuie să fug și să las dracu. Ma. Coaie, dacă aș fi... Bă, dacă aș fi fugit, oare s-ar fi întâmplat ceva diferit? Nu cred. Mamă, și planul era să-i vadăm în pula mea. C'est mon bateau! Stop! Ferme-la! Ou je te mets mon poing dans la gueule! Mamă, acum asta tână, nu mai puteți mai vădă, muzei seama. Cine știe când o să mai vădă și cum? Olsen! Come here! Ce javre de oameni, mă, ne-au... Mamă, coaie, de nu m-aș fi așteptat la ăștia să facă treaba asta. În ruptul capului, bă. Which one of you is gonna tell me about this Manchurian goo? Manchurian goo? După parcă acum 200 de ani era sclav, mâncați-și gura ta. Aoleo, doamnă, vădă dacă îi vădam cumva, se întâmpla ceva diferit. Da. Ce fața rasă, uite-te la... You fucking blew our best shot. We could have gotten the boat back and you blew it. Yeah, I get it. All right, shut the fuck up!
There's no harm in just talking. You wanna talk? Da. Keep the volume down. I'm just gonna say it. Fliss has gotta be in on this. She and these guys, they travel in the same waters. She's the captain and they barely laid a hand on her? I bet you told them about the Manchurian gold. They're in cahoots. I can't believe what I'm hearing. I just lost everything I have, and this is what you think? You're all in this together. This is a trap, and you set us up! Yeah, asshole! Put a cork in it. Nu cred, frate. Mamă, dar Toby toxic. Mamă. Sit still, follow ya. Nu, deci mâna pe tastatură și numai, deci nu mai fac nimic acolo. Dacă mă mănâncă la cur, stau așa cu mâna. Hey, poți să mănânce. Leave her alone. Find out how long the storm is gonna last. Și dacă nu vreau? If you try anything, anything fishy, then there'll be consequences. Get it? Nu știu cum o să ții după ajutor. Asta fac. Duke of Milan requesting weather update. Over. Duke, we read you. Everything okay? Over. Listen to me. We have been kidnapped. I repeat, SOS, we are 20 miles north of... Asta ca să fac eu țin to the rahat. You motherfuckers won't get away with this. The police is gonna hunt you down. Dream on. Ocean's a big place. Easy to get lost. Sunate, bă, apa e vapor. Wait! Okay, yeah, just cut it all loose. Haide. Hey. A chemat ajutor, asta am făcut. Anyone know about Brad? Is he hiding somewhere? I don't know where he is. Da chiar la unde, frate? Okay, keep a lid on it. It could be our ticket out. Brad stays hidden. Better off down there than with these psychos. Oh yeah, great. He could get killed down there. Hai să nu credem că a fost omorât. And it's probably better for us if he stays. Mama, nici nu știu ce să cred în acum. Ce dracu e aia, bă? Vasul de la început, frate. Na. Oh, hello, mom. Coaie, dacă mi-e jocul ăsta. Everyone's still alive. Things could have been quite different. Da, asta mă temeam eu, frate, să... Autoziți-mă dacă omoram pe cineva, dar sunt curios dacă cumva Eva Adam ce se putea întâmpla. Dar eu dubii tot că am fost, frate, că l-o să... Deci, ideea care a fost, e că am vrut să iau cuțitul ăla, știi? Că dacă nu l-am cuțitul și vedeam doar de treabă să chem ajutoare, poate că acum nu mai eram în locul ăsta. Like da, tempte, da.
Da, normal, spune totul, frate. Okay then. We will turn to the bard for inspiration. Nu știu dacă o să fie așa o idee bună. The prince of Morocco pulls a scroll from the eye of a skull and reads, "All that glisters is not gold. Often have you heard that told." Anyway, now that you've reached a point of significant distress, I presume you're eager to get back to your story. But here's a thing. Everything may not be entirely as it seems. Adică, special feature unlocked. Oare la ce se referă treaba asta? Probably shouldn't have said that. Îmi face că mă țin într-un suspans ăsta mare rău. Oh, no, mamă, lucrurile deja încep să devină nașpa. La porte! La porte! Vite, la porte! Tire la tête à l'image. Ce n-ai pe asta? Deja cred că ești tu partea asta, frate. Mamă, nu știu, am o presimțire că o să fie aici, o să urmeze partea cea nasoală. Și cred că am activat-o din setare, mamă, și în Nvidia, frate, am activat setarea low latency modul ăla, care face naș performanța cadra cu să tremure. Nu știu dacă am dezactivat asta, nu mai țin minte. Mamă, da mă, aici de la prima misiune, frate. Nu, nu vreau. Dar cam asta a fost și cu partea asta, fraților. O să aflăm ce se va întâmpla data viitoare. Și dacă vreți să mai vedeți clipuri de cu jocul ăsta, știți voi ce aveți de făcut. Eu am fost Aspect, eu vă urez o zi cât mai frumoasă și să vă odihniți bine, frate, să nu fiți ca mine, întoborâți de griji, de stres, de orice alt fel. Și ne vedem data viitoare cu un nou gameplay. V-am pupat!